Ni-l acordăm nouă, tuturor cetățenilor care dorim să vedem că Dunărea rămâne curată, mediul în care trăim ne implicăm să fie un mediu din ce în ce mai sănătos și ferit de poluări care ar afecta sănătatea noastră. Și considerăm că cei care au afectat sau se mai gândesc ca după implementarea acestui proiect să nu aibă eventual o stație de epurare și să deverse în Dunăre, sau care se gândesc că mai pot să considere Dunărea un loc unde pot să ajungă tot felul de substanțe sau de deșeuri, se vor disciplina și vor înțelege că nu vom mai accepta acest lucru și că centrul respectiv va lua atitudine și va sesiza ori de câte ori este nevoie să o facă. Altă componentă este a crea un centru regional de monitorizare pe malul românesc și un centru regional de monitorizare pe malul sârbesc. Propunerea noastră, și am discutat cu beneficiarii, cu partenerii noștri, este ca centrul regional să se creeze în municipiul Orșova, considerând că municipiul Orșova a fost în ultima perioadă cel mai afectat de deversări a substanțelor care pot polua Dunărea și știm cu toții ce deșeuri sunt antrenate pe râul Cerna către Dunăre și cât de mult afectează nu numai din punct de vedere al aspectului și al impresiei pe care o facem turiștilor atunci când vin și văd un golf plin de peturi și plin de fel de gunoaie plutitoare, de deșeuri plutitoare. Dar este vorba până la urmă, așa cum am spus, de un mediu sănătos, de o apă sănătoasă, de o zonă sănătoasă. Și noi ne-am responsabilizat cu acest lucru prin acest proiect, prin secția noastră de științe ale naturii. Bine se știe, un patrimoniu sănătos, atât cultural și, cât și natural, până la urmă trebuie să existe într-un mediu curat. Cam aceasta este, până la urmă, ideea acestui proiect, un proiect foarte frumos, cu un titlu foarte frumos, îmbunătățirea stării de mediu și managementul riscului de alunecul Dunării între hidrocentrala Porțile de Fier 1 și Porțile de Fier 2. Însă, acest proiect se referă și la zonele adiacente acestui sector cuprins între cele două baraje ale Dunării din zona Mehedințiului. Noi am fost foarte încântați să lucrăm la acest proiect. Un proiect foarte ambițios, un proiect care încearcă să rezolve niște probleme care au apărut de foarte mult timp și aici mă refer în special la deșeurile care se acumulează atât pe apele Dunării, dar și în zonele riverane apelor Dunării. Este un proiect care va rezolva, dacă va fi câștigător și sperăm din tot sufletul, ca în câteva luni acest proiect să fie declarat câștigător, este un proiect strategic, care va rezolva, până la urmă, problema deșeurilor de orice fel din acest sector al Dunării. El și-a propus patru obiective mari. Este vorba de eliminarea deșeurilor plutitoare, mai este vorba de îmbunătățirea stării de mediu a malurilor Dunării și mai ales în zona sârbă, unde au avut câteva gropi de gunoi ilegale, dar și o împăturire a malului sârbesc. O monitorizare a informațiilor hidrologice, hidraulice din zona aferentă pe care am amintit-o, prin crearea unui sistem, un portal informatic româno-sârb și care va fi conectat la centrele de monitorizare europene. Și, nu în ultimul rând, un obiectiv deosebit de important și care, dacă nu ar fi implementat așa cum trebuie și am spus de nenumărate ori, fără contribuția, fără înțelegerea din partea comunităților locale care trăiesc în această zonă, fără conștientizarea comunităților legate de
reducerea riscurilor de a elimina deșeuri, aceste lucruri nu ar putea căpăta un, eu știu, o formă benefică nouă. Nu am rămas niciodată departe de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și secția de științe ale naturii, care colaborează foarte bine cu Parcul Natural, au activități comune. De foarte multe ori ne-am gândit ce am putea face concret ca să trăim și noi și alții în județul acesta și pe malul celălalt al Dunării, într-un mediu curat, să avem un fluviu milenar pe care să-l păstrăm, să-l îngrijim, să-l păstrăm nepoluat, să-l transmitem generațiilor care vor veni, așa cum merită să fie Dunărea. O Dunăre curată, o Dunăre limpede, o Dunăre care ne este atât de folositoare, o Dunăre care ne ajută să obținem energie, o Dunăre care are o bogăție de pește, o Dunăre de unde se folosește și apa pentru consum, pentru irigații. Deci trebuie să avem grijă de ceea ce înseamnă Dunărea. Acest proiect, care se numește clar Managementul integrat al resurselor de apă și a riscurilor de-a lungul fluviului Dunărea și zonelor riverane Dunării, este un proiect care are mai multe componente. În primul rând, aș extinde puțin, monitorizarea se face între porțile de fier 1, porțile de fier 2, dar din studiile pe care le-am făcut noi, am constatat că cea mai afectată zonă în ceea ce privește poluarea este golful din dreptul localității Orșova și acolo de mulți ani se dorea a fi o intervenție a omului care să salveze fluviul. Nu în ultimul rând, prin acest proiect se monitorizează și calitatea apei în cazul în care sunt deversări în fluviul Dunărea. Noi suntem țară europeană și știm cu toții care sunt rigorile pentru mediul sănătos, pentru a evita până la a evita total deversării în Dunăre, poluarea Dunării, iar atunci când se produc accidental să existe o intervenție rapidă, astfel încât să nu afecteze foarte mult flora, fauna și fluviul și viața noastră. Componenta, una din componentele acestui proiect este aceea de a monitoriza calitatea apei și de a face măsurători printr-un sistem foarte bine pus la punct prin cercetarea institutului care este beneficiarul acestui proiect. O altă componentă este a crea un centru regional de monitorizare pe malul românesc și un centru regional de monitorizare pe malul sârbesc. Propunerea noastră, și am discutat cu beneficiarii, cu partenerii noștri, este ca centrul regional să se creeze în municipiul Orșova, considerând că municipiul Orșova a fost în ultima perioadă cel mai afectat de deversări a substanțelor care pot polua Dunărea și știm cu toții ce deșeuri sunt antrenate pe râul Cerna către Dunăre și cât de mult afectează nu numai din punct de vedere al aspectului și al impresiei pe care o facem turiștilor atunci când vin și văd un golf plin de peturi și plin de fel de gunoaie plutitoare, de deșeuri plutitoare. Dar este vorba până la urmă, așa cum am spus, de un mediu sănătos, de o apă sănătoasă, de o zonă sănătoasă. Și noi ne-am responsabilizat cu acest lucru prin acest proiect, prin secția noastră de științe ale naturii. Deci, concret, pe lângă faptul că se va monitoriza permanent calitatea apei în Dunăre, se creează acest centru care are o dotare specifică pentru intervenție atunci când este nevoie. Centrul regional va avea în dotare utilaje specifice care vor interveni atunci când în golful Orșovei sau într-o altă zonă pe teritoriul județului Mehedinți și în afara județului Mehedinți apar asemenea fenomene. E vorba de achiziția unor nave plutitoare, graiferele, zicem noi, care au diferite atelaje pentru a aduna toate deșeurile plutitoare de pe Dunăre
De asemenea, în proiect se achiziționează incineratoare pentru incinerarea deșeurilor care sunt foarte periculoase. Se achiziționează de asemenea containere speciale, mobile, care pot fi transportate cu deșeuri care pot fi recuperate. Cu alte cuvinte, se creează un centru regional la serviciile căruia pot apela autoritățile locale interesate de oriunde din județul Mehedinți și nu numai. Ceea ce vrem să vă spunem este că acest proiect, pe lângă monitorizare și studii pe care le face prin centrul său în permanență, va asigura intervenție rapidă atunci când este cazul, oriunde s-ar cere acest lucru, și mai are și o componentă educativă, pentru că ceea ce ne-am propus prin acest proiect este să venim în sprijinul autorităților locale și a populației, prin a-i face să conștientizeze cât este de important să avem un fluviu milenar sănătos, ocrotit, cât este de important să trăim într-un mediu sănătos și că totul depinde de noi. Deci, considerăm că ceea ce am făcut prin acest proiect este un sprijin real pe care îl acordăm, ni-l acordăm nouă, tuturor cetățenilor, care dorim să vedem că Dunărea rămâne curată, mediul în care trăim ne implicăm să fie un mediu din ce în ce mai sănătos și ferit de poluări care ar afecta sănătatea noastră. Și considerăm că cei care au afectat sau se mai gândesc ca după implementarea acestui proiect să nu aibă eventual o stație de epurare și să deverse în Dunăre, sau care se gândesc că mai pot să considere Dunărea un loc unde pot să ajungă tot felul de substanțe sau de deșeuri, se vor disciplina și vor înțelege că nu vom mai accepta acest lucru și că centrul respectiv va lua atitudine și va sesiza ori de câte ori este nevoie să o facă. Deci, prin acest centru se vor crea și locuri de muncă. Considerăm că, după calculele noastre, se vor crea în jur de 20 de locuri de muncă. Vor fi specializate persoanele care vor lucra în acest centru, iar noi vom face parteneriate cu Direcția Apelor Române și cu Direcția Județeană de Mediu, astfel încât să putem să gestionăm cât mai bine acest proiect.